Un politician australian a învățat pe pielea lui că a fi politicos poate dăuna sănătății. Demnitarul a ajuns într-un spital din Micronezia după ce a băut un bol întreg dintr-o băutură legală. I looked across at Penny Wong and I just mouthed, "I'm not feeling well." And I wasn't feeling well. And pretty soon after that I was sort of going cross-eyed and when she got up to give her speech, I must admit I didn't hear much of it. Deputatul australian Michael McCormack a suferit consecințele faptului că a băut dintr-o singură înghițitură un bol plin de sacau, o băutură tradițională din Micronezia, cu calități sedative obținută din rădăcina plantei de piper. Fostul vicepremier a confundat sacaul cu o băutură cava din Pacificul de Sud. În Fiji, de exemplu, oaspeții la ceremonie de cava sunt invitați să bea întreaga cantitate care le este oferită dacă e posibil dintr-o singură înghițitură. Dar după cum a descoperit McCormack printr-o călătorie la un spital local pentru tratament, sacau este mult mai puternic și se recomandă doar sorbirea de cantități mici. Should be sipped. I now know that. And it was like drinking about half a liter of vodka, but it's a sedative. It's not an alcoholic drink. It's more of a sedative effect. I tell you what, after 10 or 15 minutes, I was feeling a little bit worse for wear. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite care trebuia să se desfășoare pe un interval de 6 ore la Pohnpei, în Statele Federale ale Microneziei, pentru a comemora cea de-a 35-a aniversare a relațiilor bilaterale. Ocazia a fost marcată cu sacau și dansuri ceremoniale.